Vom asculta un singur verset din Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 11, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1208. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca mine să nu ți-a coloana. Amin. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. De câte știu eu, asta e ultima slujbă programată în sânul comunității dumneavoastră. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru dragostea pe care ați arătat-o la toate slujbele. În mod special să mulțumesc familiei fratelui Gabi pentru ospitalitatea arătată în numele Domnului Iisus Hristos și ca slujire pentru Biserica Domnului Locală, prin ospitalitatea și dragostea cu care m-au primit în sânul familiilor. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Că Domnul Iisus Hristos va reveni de noi ca să-și ia Biserica sa. E foarte important de știut că Domnul așteaptă ca fiecare dintre noi să avem niște valori. De aceea textul biblic spune, eu vin curând. Nu mă aștept să te găsesc mai pe tine, ci mă aștept ca tu să ai lucrurile pe care ți le-am întrebințat eu ție, ca nimic să nu-ți ia acolo. Amin, amin, Doamne. E foarte important de știut, foarte mulți credincioși trăiesc cu impresia să vină Domnul că eu sunt gata. Dar lucrurile pe care Domnul le așteaptă să le ai de inventar, pe care ți le-am dat, le mai ai sau nu? Pentru că e una, de exemplu, cei ce au făcut armată știu, e una să fii pus să păzești ceva și la un moment dat vin hoții diferite și fură de acolo tot. Dar tu stai acolo să fii comandantul inspecției. Și când vine comandantul inspecției, tu spui, eu să ai strajă, eu păzesc, eu am tot ce trebuiește. Dar comandantul întreabă, dar ce păzești, măi, că furate ăștia totul? Ce păzești? În momentul respectiv, nu-i suficient să spui că numai stai de pază și păzești și ești la locul tău. Ci lucrurile pe care trebuia să le păzești, să le ocrotești, nu mai sunt. Și în momentul respectiv, te mir că tu ai stat la locul tău și cineva te condamnă. De ce? Pentru că trebuia să ai lucrurile care ți-au fost împiedicate. Foarte mulți credincioși, în zilele noastre de astăzi, așteptând revenirea Domnului Iisus Hristos, pierd din valoare, din vedere valorile importante. Se ocupă cu multe lucruri. Ei bine să fim oameni harnici și gospodari. Ei bine să avem firme și să dezvoltăm afaceri. Ei bine să ne cumpărăm mașini și case. Sunt lucruri trecătoare pe care le folosim. Dar nu uitați, toate astea rămân aici. Când va veni Domnul, tot ce avem, ce știm noi, se va preface în cenușă. Scriptura spune că pământul și cerul de acum vor trece, se vor duce. Când va veni Domnul Iisus Hristos și când tot ce știm ca istorie va dispărea, va conta doar lucrurile pe care le-am păstrat pentru El și pe care Biblia ne îndeamnă să le avem. În seara aceasta vom vorbi despre câteva valori în timpul acordat slujirii, pentru că avem și slujba aceasta de rugăciune pentru bolnavi. Și vreau să vă prezint câteva lucruri pe care trebuie să le păstrați până la sfârșit. Să le aveți și să le păstrați. Primul lucru este încrederea. Încrederea în Iisus Hristos, Domnul și Împăratul nostru. Cuvântul Domnului spune în Evrei, capitolul 3, versetul 6, în felul următor. Dar Hristos este credincios ca fiu, peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Ca să întărească această afirmație, versetul 13, 14 spune în felul următor. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Încrederea trebuie păstrată nu în primul an de pocăință numai. Încrederea trebuie păstrată până la sfârșit. Și încrederea știți ce este? Este credința în acțiune. Credința care se manifestă în mod corespunzător este încredere. Dați-mi voi să vă explic ce înseamnă asta. Cândva un mare echilibrist a anunțat oamenii că va trece peste cascada Niagara. A întins un cablu gros acolo și s-a prezentat la cascadă. Mulțimi de oameni erau cam în două părțile. Și omul a întrebat pentru o porta voce, credeți voi că pot să trec dintr-o parte în cealaltă? Și oamenii au spus, să vedem. Și omul a trecut dintr-o parte în cealaltă. A întrebat, credeți voi că pot să trec și înapoi? Și oamenii au spus, da, credem că poți, pentru că ai trecut din coace. Când au ajuns partea cealaltă, i-au spus să aduc o roabă. I-au desumplat puțin roata și au spus, credeți voi că pot să trec eu și cu roaba asta pe cablu? Și toți au spus, să vedem. Au trecut până în partea aia și au întrebat, poți să trec și înapoi? Toți erau
bucuroși. Sigur, ești cel mai tare în momentul ăsta. I-a pus să aducă un sac de 70 de kilograme și l-a pus în roabă. Și i-a întrebat, credeți voi că pot trece eu cu roaba și cu sacul în roabă din partea asta pe partea aia altă? Și ăștia i-a spus, să vedem. Și-a trecut. Când să se întoarcă înapoi, i-a întrebat, credeți că pot trece și înapoi? Ăștia erau deja entuziasmate. Ești cel mai tare. Sigur poți. O ajuns în fața mulțimii după ce a trecut cu roaba și cu sacul. Și apoi l-a pus următoarea întrebare. Credeți voi că în loc la sacul ăsta pot lua un om de 70 de kilograme, să-l pun în roabă și să trec cascada Niagara pe capul și toți au spus, ești cel mai tare, sigur poți. Și a întrebat, cine dintre voi crede? Toți ridicau mâinile sus. La un moment dat, omul a spus, aleg unul dintre voi să vină aici în roabă. Când a spus, aleg unul dintre voi, toți o lăsa mâinile jos. De ce? Toți credeau că poate trece pe oricine. Dar niciunul nu se credea în el. Definiția credinței din Evrei, capitolul 11, este cu versetul 1. Este și credința, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu... Încă o dată, și credința este o încredere. Așa se manifestă credința. Este o încredere. De aceea trebuie să păstrezi încrederea asta până la sfârșit. Trăim într-o societate în care vrea să-mi ia credința, care o valoare extraordinară și s-o dea la politicieni, de-aia ne mai vizitează politicieni odată la 4 ani sau când se alege, să luăm credință, să o dăm la politicieni, la sportivi, la doctori, la păstori, la diferite fețe bisericești. Nu uitați! Credința mântuitoare se poziționează numai în Iisus Hristos. Amin. Când a venit Iisus Hristos în lumea aceasta, a știut că avem această povară. Nicăieri în Biblie nu veți găsi că Iisus le-a dat cuiva credință mai multă. Nu. Ce-a discutat cu oamenii și-a întrebat, crezi tu că eu pot să devin de orbirea ta? Și omul a spus, Doamne ajută-ne credinței mele. Și Domnul îi spune, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Nu că tu ai avut o credință mică și eu ți-am mai dat și acum e mare și în sfârșit poți să te vin. Nu, nu, credința ta, pentru că ai pus-o în ceea ce trebuie, te-a mântuit, te-a vindecat și te poți duce în pace. Fiecare dintre noi avem această credință. E pusă înăuntru nostru. Numai că credința noastră mântuitoare e mică. De ce? Că tocmai era noastră. Cu o serie din credințe e pusă în liderii politici, o altă serie e pusă în doctorul cu tare, o altă serie e pusă în șeful cu tare și tot așa. Adunați toată credința asta și poziționați-o în Iisus Hristos. Amin. Amin. Mirestul cinstiții și iubiții. Atât. Dar credința trebuie pusă în Iisus Hristos. Ei bine, credința asta trebuie păstrată până la sfârșit. Care e o încredere în Domnul nostru, Doamne Dumnezeu. Amin. Cum se păstrează credința? Biblia învață cum se păstrează credința. Primul rând, cu un cuget sau o conștiință curată. Cuvântul Domnului spune în 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 18, în felul următor. Porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Și atenție, versetul 19. Și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din... Credință. De ce au căzut din credință? Pentru că și-au pierdut cugetul curat. Păstrează-ți conștiința curată. Amin. Nu te obișnui cu păcatul. Toți mint. Toți fură. Toți se fac cu tare lucru. Nu, nu, nu. Păstrează-ți cugetul curat. Amin. Fă în așa fel încât conștiința ta să fie curată. Te trebuie astăzi în lumea creștină, nu vorbesc de altă lume. Nu vorbesc de lumea laică, a vremurilor, ci lumea creștină. Cum de se îngăduie atâtea lucruri? De ce? Pentru că Apostolul Pavel spunea în Noul Testament, în Romani, capitolul 9, cu versetul 1, în felul următor. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt. Vedeți? Spun adevărul Hristos numind. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt. De ce se pun de foarte multe ori întrebări? De ce la noi e voie și în altă parte nu e voie? Sau de ce în altă parte e voie și la noi nu e voie? Depinde cât e luminat cugetul. Depinde. Uitați, avem lumină aici. Am văzut că nu aveți lumină naturală, că nu aveți ferestre aici. Nu aveți ferestre. Și în seara asta suntem aici așa. Niște copii mai las șervețele pe jos. S-au mai pus
niște genți, fiți pe acolo, așa, niște cabluri sunt pe acolo, în situația asta. Și în momentul ăsta putem să vedem, dar cade tensiunea. Când cade tensiunea, nimeni nu poate să-i spui la altul, băi, vezi că moșteta ta stă greșit pusă. Celălalt îi treabă, dar prin tunelic ăsta, tu vezi un infraroșu. De unde vezi tu, băi, moșteta mea? De unde vezi tu că am scăpat eu? Că nu se vede nimic, îi vezi. De-aia oamenii din lumea asta acceptă anumite lucruri. Că odată ce trăiești în întuneric, nu poți vedea. Totul e ok. Vă aduceți aminte, locuiam în România pe timpul lui Ceaușescu și nu era lumină pe stradă. Mergeai cu un costum bun, veneai de la adunare și mergeai pe uliță disfundată. Simteai că se lipește ceva pe tine, așa. Dar nu aveai unii să-ți dai seama ce e acel ceva. Când ajungeai la lumină, vedeai că e pletul din noroi. Dar câtă vreme ești în întuneric, n-ai nicio treabă. Niciodată, nimeni nu te poate acuza că ești din noroi. Până vii la lumină. De aceea oamenii urăsc lumina. Vedeți că se împotrivesc Evangheliei, creștinismului și lui Iisus Hristos? Pentru că ei urăsc lumina, pentru că lumina scoate la iveală faptele lor, viața lor murdară. Și ei urăsc lumina, acceptă orice altceva în lumea asta. Acceptă să crezi în omulețul viață de pe Marte, acceptă să crezi în vârcolaci, să crezi în vampir, să crezi în orice. Nu în lumină, Doamne. Atunci când vine lumina, să văd faptele lui, să vede noroiul de el. Cugetul curat înseamnă, frații mei, cum v-am spus, cade tensiunea și totul e întuneric. Vine cineva și aprinde o lanternă de la telefon. Începe să mai vedem câteva lucruri, așa, să văd. Cineva fuge la mașină și aduce o lanternă de aia cu baterii mai puternică decât lanterna la telefon. Începem să vedem lucrurile mai clar. Și la un moment dat vine înapoi tensiunea și vedem lucrurile deslușit. Cugetul tău, cât e lumina? Cât ar fi lumina, numai cât lumina unui chibrit sau unei lumânări, ai voie o grămadă de lucruri. Eu am voie și aia, am voie și cealaltă. Pentru că lumina luminează cugetul tău doar o parte. Dacă lumina Duhului Sfânt e mai puternică, te sfințești mai mult. Și dacă Duhul Sfânt te luminează, cum spunea Pavel, de plin, te ferești de orice ți se pare, atenție, nu-i dovedit rău. Ți se pare rău și te ferești. V-ați gândit vreodată la ideea asta? Frate, dar și e rău în situația asta. Băi, nu știu ce e rău. Mie mi se pare că e rău de făcut lucrul ăsta și îl jignesc pe Domnul și eu mă feresc. Ești înapoiat, ești haliban, ești un tip rămas în urmă. Lasă-mă, Domnule, rămas în urmă, dar eu mă păzesc de tot ce e rău. Câteodată sunt între frați așa și le spun la fraților misete la învăr. Misete. Imaginați-vă dumneavoastră că un om de ordine aleargă și mi-aduce două pahare de apă. Pune una aici. Mi se fi grozat. Pune două pahare și mă anunță la ureche. Frate Vizil, ți-am adus apă. Dar vreau să spun că nu. Am turnat o picătură de șanură. O otravă mortală. Din care credeți dumneavoastră că pierul eu din alea două? Încep să fac așa. Din ăsta eu, nu eu. Ăsta da, ăsta nu, ăsta nu, ăsta da, ăsta. Face cineva și cineva. Aruncam în două pahare cu apă, cu toată setea mea. Pentru că mă feresc de orice ți se pare. Cum din domeniul spiritual las eu asta? Ce are? Lasă-mă ce mi se întâmplă. Dar e vorba de soarta ta veșnic omului. Când ai cugetul luminat de Duhul Sfânt, trăiește în această lumină. Doamne ajută! Amin! Învață lucrurile astea. De ce să se piardă alții? Sunt anumite lucruri ca și păstori pe care le învăț. Sunt frați mai progresiști ca mine, care spun, Doamne, hai să lăsăm lucrurile așa ia. După ce le las așa, dau din loc momentat de anumite probleme pe care nu le mai pot rezolva. Unii pierd tineretul din biserică, alții pierd alte lucruri. Și la momentul când el a făcut și duce pe drumul ăla, eu stau și mă uit și spun, cum a procedat el, așa? Și a pierdut aici, da? Pentru ce să mai încerc eu să fac aceeași supă cu aceleași ingrediente și mă mir că iese același gust? Oare n-ar trebui eu să merg după învățătura Sfintelor Scripturii să mă păzesc de tot ce este rău? Dumnezeu să ne ajute! Amin! Păstrează-ți cugetul curat! Fă-ți obiceiul ca în fiecare seară să evaluezi viața ta. Să vezi unde e greșit. Cugetul nu se curăță prin faptul că noi stăm supărați în adunare, nu. Cugetul se curăță prin sângele Domnului Iisus Hristos. Atât de rău. Recunoașteți vinovăția, cereți iertare de la Domnul, cere putere să nu mai repeți greșeala pe care ai făcut-o și Dumnezeu care este bun și durător ne iartă. Și cugetul este curat, slăvit să fie Domnul. Amin.
Poți să-ți vorbească Dumnezeu la nivelul cugetului. Dar dacă cugetul tău îngrămădești păcat peste păcat, el apasă asupra vieții tale. Și nu uitați, stimații mei, atunci când păcatul intră în viața voastră, este ca un acid care coronează vasul în care este pus, care roade vasul în care este pus. De foarte multe ori, mulți dintre noi, din cauza anumitor atitudini, din cauza conflictuale pe care le avem cu ceilalți, avem neiertare. Și neiertare e ca asemenea o travă. Știți ce înseamnă neiertare? Înseamnă să bei o travă și să aștepți moara altă. Cam asta e neiertare. Tu bei o travă și aștepți moare celălalt. Nu-i posibil. Și ne bea o travă la moare. Încet, dar sigur. De aceea Biblia ne învață că răzbunarea nu este a noastră, trebuie să o lăsăm Domnului. Doamne ajută! Amin. De aceea Biblia ne învață să învățăm din Scripturi că orice ofensă ni se face, să lăsăm totul în mâna Domnului. Ca nu cumva, la un moment dat, cugetul nostru să fie încărcat și să nu putem rezolva problema. Primul mod de a ține cugetul curat, iubiții mei, este să lăsăm la lumina Duhului Sfânt și de a menține credința și încredere, este să ținem cugetul totdeauna în curăție. Al doilea mod de a rămâne în credință este rugăciune. Spune Domnul Iisus Hristos apostolilor Săi și în mod special lui Petru următoarele cuvinte. Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greu. Aș vrea să fac o mică paranteză în domeniul ăsta. Trăim într-o lume în care spiritismul, ocultismul și satanismul este în expansiune. Din cauza faptului că în mediile deosebite a oamenilor culți, o grămadă din ei sunt practicanți ai satanismului. De aceea aveți o grămadă de filme cu exorcizări și cu puterea satanei. Multe din filmele horror care sunt făcute la Hollywood sunt făcute cu gestiunea și regizorii și toți ceilalți iau lecții de la sataniști și de la ocultiști. Multe din desenele animate moderne la care vă lăsați dumneavoastră copiii să stea liniștiți acasă au la bază oameni care au instrucțiuni de la vrăjitori. Toate astea sunt făcute sub ochii noștri. Nu mi se spune prea mult de lucrurile astea. Însă sunt realități pe care le trăim la momentul actual. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că de foarte multe ori s-a ridicat și între credincioși chiar există lucruri. Dumnezeu lucrează. Băi, dar și Satan e puternic. Că de multe dată mai mult credem în Satana fi puternic decât în Dumnezeu fi atunci puternic. Imaginați-vă dumneavoastră următoarea scenă. Pe umărul meu se urcă o furnică. Și furnica aia îmi spune, hai să ne batem. Și eu mă duc repede la o sală de antrenament să mă antrenez, mă lupt cu furnica. Hă? Vi se pare normal? V-am spus, comparația nu-i cea mai potrivită. Pentru că diferențele sunt enorme. Așa e diferența între Dumnezeu și Satana. Dumnezeu e reprezentat din situația asta, din poziția mea, și Satan e reprezentat de furnică. Doar mă întorc la furnică și m-am suflat și o zburat de pe umărul meu. De-aia găsiți că diavolul, cu toate că e stăpânitorul lumii, nu poate să ia pe apostol să-i pui în ciurul lui, să-i dea cu capul de toți pereții ciurului, ci are nevoie de aprobări să ia. Și Domnul Iisus spune, Satana v-a cerut, nu v-a luat, așa că ei sunteți pe teritoriul lui, nu, nu, v-a cerut. De-aia veți găsi în cartea Apocalipsului, când este să fie prins Satana înaintea împărăției de 1000 de ani, m-aș fi așteptat să vină Arhanghelul Mihail. Bine, nu vine Arhanghelul Mihail, să vină Domnul Iisus să-l prinde. Biblia spune că un înger, nici nu știm numele lui, nici nu știm rangul lui, nici nu știm poziția lui, vine, unul singur, îl prinde pe Satana, îl leagă și îl aruncă în fântâna adâncului. De ce? Că Dumnezeu pe care îl slujim nu este atât puternic. Trăiește cu convingerea asta. Trăiește cu convingerea asta. Pentru că altfel credința ta ți-o pui în altceva. Eu spuneam într-un pasaj biblic, nu mai deschid acolo, de ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. Există oameni care la un moment dat îi doare în cap așa puțin. Spune, cred că am să am gripă. El semnează doar factura. Cineva îi trimite gripul pe baza credinței lui. Că el nu o să spui credința în ceea ce trebuie, își pune credința în alte lucruri. Moare tata, moare o soră de cancer la sân. Nu mă auzi surori care spun, și eu cred că o să am așa ceva. Dar ce te obligă pe tine să ai așa ceva? Cine te obligă pe tine? Dar credința ta este ceea ce modifică totul împrejurul tău.
De aceea e important să spui credința în Iisus Hristos, Doamne ajută! De aceea e important să crezi în voia Lui. Pentru că credința schimbă fața lucrurilor. Ei bine, stimații mei, revin la subiectul pe care îl avem în seara aceasta. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, Satana v-a cerut să vă ceartă ca greul. Dar eu, și dacă Domnul Iisus lăsa puncte acolo, ne gândeam că El putea să facă mai multe ca noi. Domnul Iisus putea face învieri din morți. A înviat oameni din toate statii. A înviat oameni în casă morți, fiica lui Iair. A înviat oameni în drum spre cimitir, fiul văduvei din Nain. Și a înviat oameni care n-au intrat în țară de putrefacție, care este Lazar. El putea să-i învieze. Și Domnul putea să-i spună, ca voi să rămâne, ca tu, Petru, să rămâi în credință, eu voi face o înviere din morți. Și atunci noi spuneam, Doamne, noi nu putem să-i ajutăm pe a noștri să rămână în credință, pentru că putem face înviere din morți. Domnul putea să coboare foc din cer, noi putea să spune, noi nu putem coboare foc din cer. Însă Domnul vine și spune, ca tu, Petru, să rămâi în credință, ca copiii noștri să rămână în credință, ca frații noștri care nu le place la adunare să rămână în credință și să se revină din nou, eu, mamă, și asta o putem face toți? Amin. Amin. Doamne ajută. De aia e importantă rugăciunea, frate. Îi trebuie că vorbești cu omul, de ce nu vii, nu-ți place la adunare, nu cu tare, și cam am terminat. După ce l-am mustrat, bine, cam am terminat. Dar cât te-ai rugat? Cât te-ai rugat? Pentru că Domnul Iisus recunoaște că din tot ce putea face El, n-avea nimic mai eficient pentru păstrarea lui Petru în credință decât rugăciunea. Și El, Fiul lui Dumnezeu, s-a rugat să ne ajute Domnul și pe noi. Amin. Așa rămâi în credință. Așa rămâne încrederea puternică în tine și în alții, rugându-te, rămânând în prezența Domnului și continuând să stăruiești în prezența Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Următoarea valoare pe care trebuie să o ducem la capăt este subliniată de Apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni. Într-un text magistral, extraordinar, frumos, Filipeni, capitolul 2, cu versetul 6, Scriptura spune despre Domnul Iisus următoarele lucruri, pentru un pasaj biblic pe care noi îl știm. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca în lucrul de apucat să fie împotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însăși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a sperit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Știți ce spune următorul verset? Pentru că Iisus Hristos este Domnul. Astfel dar, adică din cauza celor spuse mai înainte, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Stimați mei, nu ne duce mântuirea până la capăt Domnul Iisus. El ne-o dă, dar de dus trebuie să o ducem noi. El ne-o oferă. În toate credințele, mântuirea e dată la sfârșit de drum. Dacă rămâi credincios divinității respective, Dumnezeu la sfârșit de drum s-ar putea să-ți dea mântuirea. În creștinism, când omul acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, Dumnezeu îi oferă deja mântuirea. De-aia dacă omul este botezat în apă și apa îi rece și are un atac din corp să moare, conform Bibliei, el este deja mântuit. Slăviți-o fie Domnul. Amin. Dar dacă mai trăiești o zi, nu trebuie să-ți duci mântuirea mai departe. Dar dacă mai trăiești un an, trebuie să-ți duci mântuirea. N-ai voie să-ți legi mântuirea la un sfat frățesc sau la o dispută cu cineva. Mântuirea trebuie să o ai la tine. S-o duci până la capăt. Nu ți-o duci nici tata, nici mama, nici păstorul, nici cubitetul, ci tu trebuie să-ți duci mântuirea până la capăt. La sfârșit de drum, probabil vei alerga mai repede. În timp ce ceilalți se chinuiesc să ducă mântuirea și încrederea, tu n-ai nimica și alegi să primești cununa. Nu-ți dă nimic cununa, că trebuie să ai pe stoc, pe inventar, lucrurile pe care ți-l-a dat Dumnezeu, care trebuie dus până la capăt. Cum putem duce mântuirea până la capăt? În primul rând, conform învățăturii Bibliei, cu frică și cu tremur. Doamne ajută! Foarte mulți oameni își pierd mântuirea pe traseu, pentru că nu mai au reverență, teamă și frică de Dumnezeu. O să vedeți dumneavoastră că există, v-am vorbit din moneda aceea de dimineață, care e foarte sugestivă. O folosesc doar moneda sau bancheta, o folosesc ca oamenii să înțeleagă mai clar.
Foarte mulți oameni vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e durător, dar Dumnezeu e un foc mistuitor, totodată. Foarte mulți oameni vorbesc despre faptul că noi putem să ne bucurăm în prezența Domnului și că frica și teama e pe muntele Sinai. Când Moise spunea, sunt îngrozit și tremur. În Noul Testament, efectiv, Dumnezeu al dragostei ne privește cu dragoste, cu brațele deschise și noi suntem primiți în prezența Lui să ne bucurăm de harul Lui. Stimații mei, aș vrea să vă spun, în Noul Testament veți găsi dese pasaje biblice în care Scriptura ne oferă și totodată ne cer să ne purtăm în fața Maiestății sale cu respect, cu frică și cu tremur. Doamne ajută! Amin! De aceea veți găsi la Biserica Primară textul următor, în Fapte 2, un verset acolo, pare de 42, care spune în felul următor, fiecare, următorul verset 43, fiecare era plin de frică. V-ați gândit vreodată la noțiunea asta? Nu comitetul, nu Petru era plin de frică, ci era reprezentat. Fiecare era plin de frică. Vă uitați după starea asta de lucruri ce urmează? Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Dacă o să citiți în Faptele Apostolilor, capitolul 5, la momentul în care Anania și Safira sunt loviți, spune Scriptura, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit că doi soți au murit. Și au fost îngropați în aceea zi. Următorul verset știe ce spune? Prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne din cauza stării de frică, de respect care era în biserică. La ora actuală, închinarea biserică, modul de a ne raporta la divinitate, este un mod destul de lejer. Un mod în care nu avem frică, nu avem teamă. Și numai atât, frații mei, permiteți-mi să vă spun foarte clar. În Spania au existat multe biserici evanghelice în care oamenii credeau în Iisus Hristos. Au introdus în închinarea lor, în predicarea lor, au introdus noțiuni care n-arătau o frică. Numai ca să prindă tineri, numai ca să fie show, numai ca să fie distracție, numai ca să fie dans, numai ca să fie... Unde se are acum? Unde se are acum? Unde sunt acele biserici puternice? În Statele Unite, peste 80% din tineri din bisericile evanghelice părăsesc biserica la momentul acolo. Unul dintre cei mai buni sociologi a cercetat un doctor în domeniu, a cercetat să vadă ce au plecat. Și tinerii au spus, oameni buni, oameni buni. Noi mergem la biserică să ne întâlnim cu divinitatea. Avem nevoie de un moment sobru, de un moment în care să plângem păcatul nostru, să ne vedem nimic nici ea. Când mergem la biserică, păstorii îi spun poante. Când mergem la biserică, îi numai show. Când mergem la biserică, îi numai distracții. Când mergem la biserică, îi numai lucruri pe care le putem găsi în lume. În lume găsim mult mai mulți comici ca biserică. În lume găsim spectacole de divertisment pe care biserica le imită, dar nu se le gândește. Noi am venit la biserică să găsim harul lui Dumnezeu. Dar pentru că nu-l găsim, mergem să ne distrăm în lume, un profesionistă. Pentru că nu-i uitați, iubiții mei. Într-o lume care se distrează, oamenii rămân cu sufletul gol. Nu sunt împliniți. Trăiesc din păcat în păcat și sufletul este gol. Și vin în biserică să găsească împlinirea lui Iisus Hristos. Și când vin în biserică, o găsesc că biserica n-are frică de Domnul. Efectiv, e un club select unde se distrează unii pe alții. Ca să poți să-ți duci mântuirea până la capăt, trebuie să intri în biserică cu reverență și cu frică, Doamne. Amin. Și să trăiești în atmosfera asta. Amin. Copiii noștri, unii dintre ei, nu vor fi mulțumiți cu starea asta. Unii dintre ei, cu părere de rău, trebuie să vă spun, vor lăsa biserica și se vor duce în lumea aceasta unde iarba mai frumoasă, unde lucrurile sunt mai grozave. Într-o zi vor rămâne fără bani, vor rămâne fără sănătate, vor rămâne fără viitor și nu vor avea nici roșcovene din aporci măcar, nu le vor avea. Și în ziua aceea vor spune, vreau să mă întorc înapoi în casă, în adunare, vreau să mă întorc. Imaginați-vă ce șoc ar fi pentru copiii voștri, după ce umbla prin toate păcatele, să vină să găsească distracție în adunare. Că el la distracție, de la distracție o pierde tot. Dar dacă găsești un loc în care oamenii le îmbrățișează cu dragoste și îi spune, ne rugăm Domnului să te ierte, și biserica plânge, și biserica se roagă,
și Hristos e în mijlocul nostru. Găsește plinirea, frații mei. Lăsați biserica să fie ceea ce trebuie, Doamne ajută. Discoteci, cluburi sunt destule. Lăsați biserica în frică și teamă de Domnul. Există laturi progresiste care pătrund în biserică și iau tot ce înseamnă sacralitate, sfințenie. Încă un lucru pe care trebuie să vi-l spun. Când Dumnezeu ne-a mântuit prin Iisus Hristos, ne-a adus la o poziție privilegiată și anume să fim preoți. Nu păstorul este preot. Nu! Toți care cred în Iisus Hristos sunt o seminție de preot. Și avem texte biblice destule care ne arată asta. Știți ce înseamnă preot? Preotul stă între Dumnezeu și oameni. Vorbește lui Dumnezeu despre oameni și oamenilor din partea lui Dumnezeu. Încă un lucru pe care vreau să-l spun. Niciodată femeile în legământul vechi testamental nu puteau să oficieze slujba de preot. Niciodată. Preoți, soții lor. Da, dar ele nu puteau. În noul legământ, atât bărbații cât și femeile, intră în oficiul acesta să pot ruga și Dumnezeu le ascultă prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Fac slujba asta de preot înainte lor, pot mijloci pe preot. De aia are sens rugăciunea surorilor noastre. Că sunt puse în poziția de preot. Bine, în fața lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Și are sens cuvântul. Dumnezeu, Dumnezeu nu se uită la exterior, ci se uită la inimă. Da, în fața lui Dumnezeu așa e. Dar tu nu stai numai în fața lui Dumnezeu, tu stai și în fața unor oameni care nu pătrund la inima ta. N-au de unde să știi ce gândești tu. Ca atare oamenii te citesc după cum te comporți, după cum ești îmbrăcat, după cum vorbești. Și ca preot al lui Dumnezeu, cum arăți? Foarte multe biserici nu țin de asta. Dumnezeu, tata, pe tine te-o chema să mergi în misiune, măi. Să spui din partea lui Dumnezeu oamenilor că Dumnezeu îi iubește și că te îmbraci provocator și extravagant. Numai preot n-arăți. Numai preot n-arăți. Multe uși, multe inimi se închid față de o asemenea de Evanghelie. Nu pentru că nu ai iubire de ei, ci pentru că modul în care arăți nu arată încredere. La ora actuală, firmele cele mai puternice care au nevoie de încrederea clienților lor sunt firmele, de exemplu, de aviație. Nu o să vedeți niciodată piloți care vin să vă salute după ce v-ați urcat într-un Boeing 737, să vină un pilot cu casca pusă invers așa, cu pantaloni scurți și ăia lungi, și cu o cămașă scoasă din pantaloni, și vine să spun, eu sunt pilotul lui Gafi. Că tot s-ar jos din avion imediat. Ce era pilot și pleacă de acolo. De ce? Că au nevoie de un om care să le inspire încredere. Nu știi câte ore de zbor are asta. Nu cunoști lucrurile astea. Dar felul cum se prezintă, el îți arată neîncredere. O să vedeți băncile care au nevoie să le puneți dumneavoastră finanțele la ei. Nu-ți trimit niciodată un bărbat care să aibă cămașa scoasă din pantalon și cravata pusă la șosfier. Așa că el vine să spui, dai niște bani să dai la banca noastră. Toți arată la ață-ață ca să prezinte încredere. Frații mei, noi când mergem la colegii noștri și la prietenii noștri, nu mergem pentru banii lor. Și nu mergem ca să transportăm dintr-un loc în altul cu avionul. Noi mergem să le ducem Evanghelia veșnică. Amin. Cum arătăm? Ne mângâiem așa că Dumnezeu se uită la inimă. Da, Dumnezeu, dar omul nu vede. Vede modul în care arăt și la un moment dat spune, n-am nevoie de un Dumnezeu ca al tău. Și uitați ce se întâmplă într-o țară ca asta. Și în multe țări în care credincioșii n-au interpretat Scriptura în mod corespunzător, au dat-o cu Dumnezeu se uită la inimă. Și la momentul actual, oamenii n-au nevoie de Dumnezeul acela. Din cauza modului lor de a fi. De aceea, frații mei, fixează-te pe Scriptură. Interpretează Scriptura în mod corespunzător. Ca să-ți duci mântuirea până la capăt, îți trebuie frică și cutremur. Îți trebuie reverență. Să vadă oamenii când mergi să te închini. Că locul acela de închinare, îmi place tare mult când văd anumiți oameni care intră în locașele noastre de închinare, și care au colegi care i-au invitat. Și spune, băi, am niște colegi la muncă, niște băieți de treabă, niște băieți cu care poți vorbi, poți glumi, poți râde cu ei. Dom'le, dacă intri la adunare, când intri la adunare, la un moment dat oamenii ăștia atâtea de serioși devin și se roagă cu atâta înflăcărare și cu atâta pasiune și când eu îmi dau seama că în mijlocul lor este cineva pe care el îi respectă foarte mult și pe care eu nu-l văd. De ce? Pentru că ăsta e adevărul, mijlocul nostru este Iisus Hristos. Asta este adevărul. Îmi aduc aminte că odată
Am organizat o evangelizare pe localitate și am chemat mai mulți prieteni să vină la evangelizare. Am chemat prieteni, am chemat predicatori, jucători, cântăreți. Și au venit ceva prieteni, dar oamenii pe care am chemat și am fi dorit să fie acolo niște oameni gospodari de locali, nu au venit. Și totuși le-am spus oameni, băi, dacă totuși veniți vreodată, vreți să veniți, anunțați-ne. Ne anunț într-o joi seara, că ei vor să vină la adunare. Și joi aceea nu avem niciun predicator, azi numai noi din noi. Noi din noi. Cum ați fi voi la rol aici, numai voi din voi. Și vin prietenii aia la adunare. Ne uitam împrejur, ne rugam, Doamne, trimite un predicator, nu vine. Doamne, trimite un recitator, nu vine. Doamne, trimite niște cântăreți, nu vine nici cântăreți. Și atunci ne-am apucat noi să cântăm, să recităm, să predicăm, din punctul nostru de vedere, care ne știm unii pe alții și care suntem obișnuiți unii de alții, nu a fost ceva deosebit, de extraordinar. Mi-am dat seama că a fost o slujbă obișnuită pe sub nivelul meu. La urmă, după ce s-a terminat slujba și noi am considerat că e o slujbă, un fiasco așa, un ratet. Deci, ne-am dus la oamenii aia și am întrebat, Doamne, cum vi s-a părut? Și i-a spus, Doamne, din când am intrat aici, efectiv, am simțit o prezență extraordinară și acum stă părul ridicat pe mine, mă speria cu ce-i mijlocul vostru. Noi bucuroși, ce simțeam ăștia, noi n-am simțit niciun lucru. Știți că de foarte multe ori, noi atâta suntem de obișnuiți cu mântuirea pe care am primit-o, eu nu mai știu să zicem niciun amin când trebuie. Dar oamenii știu că aici este prezent Duhul Sfânt. Amin. Primul mod de a-ți duce mântuirea până la capăt este cu frică și cu tremur, fraților. E foarte important de cunoscut lucrul acesta și de știut. Al doilea mod de a-ți duce mântuirea până la capăt este cu răbdare. Matei, capitolul 24, spune, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Aș vrea să vă spun, stimații mei, foarte mulți frați n-au răbdare. Dar ca să ai răbdare, mi-ar place să fie o pastilă, o pilulă, chiar. Să iei și ai răbdare. Nu se poate. Răbdarea se dezvoltă doar în necazuri. Permiteți-mi să vă citesc textul biblic. Nu să cunoașteți, eu numai vă repet. Un text biblic foarte frumos, foarte deosebit. Spune Sfânta Scriptură în felul următor, Romani, capitolul 5, cu versetul 3. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce... Dar cui îi place necazul? Nimănui, fugim cât putem de el. Cât putem. Dar Apostolul vine și spune, noi nu ne bucurăm de necazul, de lipsul. Ne bucurăm că necazul aduce răbdare. Am vrea răbdarea să vină de la mesele de dragoste. Am vrea răbdarea să vină de la apreciere. Tot apreciați pe unul pe altul, nu mai spune că trebuie să răbde de aprecierile astea. Nu! Răbdarea vine doar din necazuri, din tensiuni, doar din situații conflictuale. Îți vine răbdarea, îți dezvoltă Dumnezeu răbdarea. De ce? Pentru că într-o zi răbdarea va fi cea care te va lăsa pe drum sau care vei spune Dumnezeu să totuși plec. Numai cine răbdă până la sfârșit primește cununi. Nicăieri în Cartea Apocalipsului nu veți găsi cununi pentru premiul 2 și pentru premiul 3. Există credincioși care spun, să intru eu cu poarta Raiului, că restul nu mai contează. Să strâng frunzele de sub pomul vieții. E important să fiu acolo. Nu uitați, iubiții. Cartea Apocalipsului are cununi doar pentru cei ce vor veni. Citiți Cartea Apocalipsului și veți vedea că Domnul spune celui ce va birui. Amin. Nu spune celui ce a început, dar nu mai terminat. Nu spune celui ce s-a inervat și a lăsat. Nu spune celui ce a fost fentat, i-a împrumutat cineva, i-a împrumutat cuiva 5.000 de euro, lui i-a mai dat înapoi și el a mai lăsat-o. Și lui îi dă un premiu de consolare, așa. Nu pot să-ți dau premiu, lui îi dă un premiu, așa, de consolare. Nu! Există doar premiu pentru biruitor. Atât. Și ca să fii biruitor, trebuie să mergi până la capăt. Și ca să mergi până la capăt, îți trebuie răbdare. Cât i-ai înghițit. Cât i-ai de suferit. Imaginează-ți tu că te duci, ai un ogor. Și ogorul ăla lat, îl discuiești, îl însămânțezi cu cel mai bun grâu, apoi îl decidezi, apoi îl irici. Ai grijă ca ogorul ăla. Și vezi cu marșina ogorului și spui, eu vreau rod mai repede, vreau rod mai repede. Indiferent cum ar fi. Grâul are o perioadă de germinare, de creștere, de coacere. Dacă la un moment dat spui, Doamne, m-am săturat, m-am săturat. Vii cine vrea să ia și
cu puțin timp înainte de a recolta grâu, tu te-ai înervat, ai lăsat totul și ai plecat. Vine altul și îți ia rodul muncitarului. Pentru că tu n-ai avut răbdare până la sfârșit. Stimați-i mei, Biblia vine și spune să ne duce mântuirea până la capăt și pentru asta ai nevoie de răbdare. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și răbdare se dezvoltă în situații dificile. Nu vă mai mirați când cineva vă calcă pe bomberul. Pentru că ești verificat la răbdare. Dumnezeu știe că trebuie. Dați îngăduie și ție să vezi cât de răbdarea. Că tu crezi, că te-ai liniștit, tu ai răbdare multă, tu poți duce mântuirea până la capăt, tu vei răbda până la sfârșit. Și Domnul vine și spune, dă uite un prieten de-al tău, spune un cuvânt despre tine și tu n-ai răbdare. Dacă va veni unul să-ți iei averea, ce-i să faci? Găsim un text biblic în Evrei, capitolul 10. Ați primit cu bucurie răbirea averilor? Cum adică cu bucurie? Păi eu muncesc în Spania atâta timp, îmi fac o casă în România, sau am o casă aici, și la un moment dat, numai din cauza credinței, guvernul vine și mie casa și măsoară proprietatea și eu îi trebuie pe ăsta care îi măsoară proprietatea și care îi verifică și inventarează tot ce am în casă ca să-mi conviște. Domnilor, dar nu vii foame, nu cumva să vă fac un mic dejun? Poate vreți să vă cafeluță ceva, poate... Dar cum adică tu vii și mie asta și eu ții să primesc cu bucurie răpirea mea? Uite că așa au fost. Oamenii aia erau capacitați să rabde până la... Gata. Cât ai putea să rabde? Dacă acum cineva ți-a luat 100 de euro și cu toate drumurile vorbești, se comentează și cu tare, și la un moment dat ăla vine și spune, frate, uite, îmi pare rău, n-am putut să te anunț, dar uite, ți-am adus 100 de euro înapoi cu tare, dar tu până atunci ai umplut localitatea cu vorbe. Ai umplut. Cât poți să arăți? Că mântuirea se duce la capăt cu răbdare. Mă opresc aici, mai sunt valori, poate altă dată când o să mai vin la dumneavoastră, mai discutăm de lucrul ăsta, dacă să ne încadrăm să fie totul ok și bine pentru dumneavoastră, rămânem la aceste două valori. Prima valoare este încrederea, care este credința în acțiune. A doua valoare este mântuirea, pe care noi trebuie să o ducem până la capăt. Vă reamintesc, eu vin curând, spunea Domnul, păstrează ce am ca nimeni să nu-ți ia corona. Atenție, nu spune Domnul, păstrează ce ai vrea să ai. Și ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu credință, păstrează. Ți-a dăruit mântuire, păstrează. Și să ne ajute Dumnezeu să fim gata. Amin. Amin.